Cel mai important în fotbal, știți și voi rezultatul. Am avut un joc foarte greu, echipa adversă s-a apărat foarte bine, ne-am dominat în marea majoritate, n-am fost lucizi în ultima parte a terenului, ultimii 30 de metri și a fost greu să marcăm, dar intrarea lui Paun a adus un plus, plus același Vinicius care, când avem nevoie de el, e acolo unde trebuie. Despre Vinicius, parcă spunea și el acum la interviu că atunci când nu sunt atacanți în care o să marcheze, apare Paulo Vinicius și dă gol cu capul. Da, păi, toată lumea ar știe, dar e greu să-l demarcat. Are un timing excelent și nu lucrăm degeaba o oră în ziua meciului, faze fixe. Până la urmă suntem răsplătiți și pentru asta. Spunea și dumneavoastră că Paun a intrat bine în meci, a fost chiar aproape să marcheze după golul lui Vinicius și el un gol frumos din voleu. Da, și pe final a avut o fază care, dacă dădea o pasă în fața porții, ar fi făcut două asisturi. Dar sunt foarte mulțumit de atitudinea lui, pentru că nu e ușor să intri ca rezervă. Și înainte de meci am vorbit foarte apăsat cu jucătorii și le-am spus că sigur astăzi rezervele trebuie să câștige meciul. Avem o bancă foarte bună. Va fi greu în prima repriză și cei cinci care vor intra trebuie să ne câștige meciul astăzi. Și până la urmă cred că am avut dreptate. Revin din jucătorii accidentați după acest meci? Mă, nu știu, să vedem. Nu știu cu Cipi care e situația. Dacă vrea să joace în Suedia, ar trebui să joace măcar o repriză cu asta, sper. Mă, nu știu cum se simte cu Glezna, dacă e 100%. El vrea să joace și astăzi, dacă era după el. Dar trebuie să vorbesc cu staful medical să-mi spună dacă poate. Kipchoge sigur nu va fi în următoarele meciuri. Și în rest, și Pereira și-a revenit, chiar am să-l bag azi. Camora a fost o surpriză plăcută, ca și ca 90 minute. Și în rest, sper să nu mai fie nicio accidentare. Meciul cu Astra vine destul de repede. Vineri, ei au făcut astăzi un egal cu Sepsi. Meciul la Astra a fost mereu dramatice, grele, cu jucătorii care au și problemele care le au acum, vă dați seama, vor fi mult mai concentrați și noi trebuie să ne concentrăm numai la meciul ăsta și pe aia să ne gândim la Europa. Per total, sunteți mulțumit de acest start de sezon? Da, știți că nu sunt niciodată mulțumit, aș fi vrut 9 puncte, dar până la urmă trebuie să recunoaștem că sunt prea multe probleme, fără pregătire fizică, fără cantonament. Mulți jucători au plecat. Nu e ușor să câștigi mereu și poate vreau 9 puncte, dar cred că și 7 acum trebuie să fim mulțumiți. Mulțumesc.